care este părerea voastră despre băieți? Toate am fost super dezamăgite de băieți. Pentru comportamentul lor încă de câteva zile. Bine, hai să lăsăm comportamentul ăla de care mi-ați spus. Exact, am fost pe fază. Asta, în rest, nu ne-am format altă părere. Și părerea mea, am vrut să vă spun și părerea mea. Vrea până rămoș. Deci au... Da, deci și părerea mea, exact. Și ne cam iau peste picior și ne crie niște griște pe oameni, așa ceva. Cam și mie la fel. Care stau așa ca și cățelușii lui. Da, în spatele gardului. Exact, pentru bani. Deci eu nu văd alt motivație pentru ei. Știu dacă am putea dar, dar nu știu dacă asta vreau să zic, nu știu dacă toți. Dacă ei veneau pentru bani, nu se mai purtau așa. Măi, fetelor, noi judecăm acum normal din ce am văzut și exact din ce comportament au avut ei. Băi, da, mă, da. Nu poți să știi, poate au uitat pe camere și se comportă cum se comportă pe stradă. Băi, ți se pare ceva normal, Carmen, ca nici măcar să nu te cunoască și să zică petardă și lătură și mai știu. Nu, Alexandra, nu mi se pare normal, dar ce poți să faci în privința asta? Mă, dar stai puțin, te gândești, băi, să fii în concurs și de ce să vorbesc așa despre o fată care nici măcar nu cunosc? Deci nu e vorba de vocabular aici. Tu ai mai putea să mai stai cu un băiat după ce te-a făcut lătură și nu, mai știu. Nu, n-aș putea să mai stai și cu el, sincer. Dar nu știu sigur dacă toți sunt o apă și un pământ. Păi pentru că noi din filmulețele pe care asta le-am văzut au fost foarte, au fost câteva persoane da, care s-au reținut și răbăcuit. Hai să dau un exemplu. Zi. Și nu, dar nu vreau să extind niciun fel de supărare. Da. Pentru că nu e nicio problemă, nu e așa. Sunt persoane care se exprimă mai mult, sunt persoane care se exprimă mai puțin. De exemplu, tu. Eu nu mai spun nimic. Noi, dacă avem o părere și părerea noastră poate fi proastă, tu îi spune nouă, abțineți-vă? Nu, tu ce? Nu, ești indiferentă, nu? E părerea, e părerea ta. Și eu, da, am respect. Aici. Tu ne respecti părerea și îți vezi de treaba ta, nu? Exact. Corect. La fel s-a întâmplat și cu ei. N-ai de unde să știi dacă e albă sau e neagră. A fost o discuție în care unul dintre băieții a zis: băi, aveți grijă că nu sunteți pe Maidan. Și chiar a țipat. Da. Deci, băi, stai puțin, lămurește-mă și pe mine. Nu știu, nu știu, exact. Mi se deci pare, nu știu care a zis. Eu nu cred că a fost. Ia stați un pic. Deci, blondul a făcut o afirmație și a spus: aveți grijă că nu sunteți pe Maidan? La bizar. Nu cred că e. Deci, nu cred că e. Băieții, băieții, blondul le-a făcut și lături. Tot el se ceartă cu el singur. Nu a fost el. Nu a fost el. Deci mie mi s-a părut că a fost Sile. Da. El a fost. Da, el după. Cea mai așa și el are destul autoritate. Da, și a zis: bă, nu stai pe Maidan. Ai auzit? Tata ți-a zis, nu stai pe Maidan. Da. Deci mie mi se pare că el a fost. Cum ne-a tras atenția în momentul respectiv și nu era vorba despre fete. Vorbeau pur și simplu aiurea. Da. Noi oricum, contează că a vorbit aiurea și asta și n-are ce să mai retragă. Știi, nu poți să faci să-mi retrag vorbele. Gata.